chiar dacă medicii care își desfășoară activitatea în cele 5 centre de permanență existente în județe își primesc banii cu greu de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, de la 1 octombrie vor deveni funcționale în Gorj alte două astfel de centre. Este vorba de centrele din comuna Turburea și Prigoria, pentru care primarii au depus documentația necesară și cererile de înființare le-au fost acceptate. Urmează să mai funcționeze încă două, începând cu 1 octombrie, și am mai solicitat avizul și Tismana, Comuna Tismana și Comuna Săulești. Ei mai au încă niște probleme acolo de organizare, atât din punct de vedere al administrației locale, cât și din punct de vedere al asistenței medicale de către doctori. Cei 7 medici care trebuie să lucreze obligatoriu în fiecare din cele două centre vor fi plătiți cu 12 lei pe oră de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, iar utilitățile vor fi suportate de autoritățile locale. Va funcționa și un centru de permanență care sunt arondate mai multe localități, Vladimiru, Aninoasa, Țânțăreniu și Turburea. Acesta va avea locația în comuna Turburea și eu zic că e un lucru benefic pentru toți locuitorii din comunele care vi le-am amintit mai devreme, pentru că distanța e extraordinar de mare, până la Cărbunești, până la Filiaș. Se dorește înființarea unor astfel de centre și la Tismana și Săulești, dar încă nu au primit accept. La Tismana, în urmă cu câțiva ani, a funcționat un centru de permanență, dar pentru că nu s-au înțeles și nu au fost plătiți, medicii au refuzat să mai lucreze și a fost închis. Sperați că de data asta va funcționa? Nu s-a închis din cauza că nu s-au înțeles medicii. S-a închis din cauza faptului că nu au mai fost plătiți. De data asta credeți că va funcționa? Nu știu ce să vă spun. Nu eu decid acest lucru și îl decide direcția județeană și casa de asigurări. Dumneavoastră, deci nu noi. Noi, primăria n-are niciun fel de... Veți suporta cheltuielile pentru utilități? Exact, atât. Dar le veți suporta cheltuielile? Da, atât, asta le suportăm noi. Raportat la alte județe din țară, Gorjul stă foarte bine cu privire la existența centrelor de permanență.